Vești bune pentru apicultori. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură informează că primește cereri de intenție pentru accesarea programului național apicol. Acestea pot fi depuse până la data de 31 mai anul curent. Valoarea sprijinului financiar alocat anului 2021 pentru programul național apicol este de 51.128.000 de lei. Acesta are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar. Până la data de 31 mai 2021, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește cereri de intenție în vederea accesării programului național apicol. Aceste cereri de intenție pot fi depuse de către formele asociative legal constituite apicole pentru măsura A, în care se solicită asistență tehnică pentru agricultori și organizațiile de apicultori. De asemenea, se pot depune cereri de intenție de către apicultori pentru solicitarea punctului C4, adică achiziționarea de mijloace de transport fără autopropulsie, și aici ne referim la remorcă apicolă și pavilion apicol. De asemenea, apicultorii mai pot solicita și achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită și multiplicare. Toate aceste documente se pot transmite de către solicitanți, scanat pe mailul APIA sau se pot prezenta la registratura Centrului Județean APIA. Cererea de intenție împreună cu documentele necesare se vor putea regăsi pe site-ul APIA și, de asemenea, le aducem la cunoștință apicultorilor faptul că până la 31 iulie 2021 se vor putea depune cererile de plată doar de către cei care au accesat aceste cereri de intenție. Oricare ar fi momentul depunerii cererii de plată, cu încadrarea în termenul limită, plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA. După controlul tuturor cererilor de plată și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură,